Bine ați revenit la Podcastito Express, cel mai jumecher podcast de aici de pe Antena Play și un pic singurul și singurul. Azi avem invitată specială, mega specială, a revenit la noi doamna Andreea Bălar. Domnișoara. Când începe cursa să mai încalc regulile? Când începe să începem cu acest, putem să începem cu acest aspect. Da, te rog. Da. Mai excită. Mai excită și mai incită. Și ce reguli ați mai încălcat în ultima vreme? Aș încerca pe toate să le încalc, dar nu-mi iese. Dar tu practic găsești portițe în legislație, ca să zic așa, nu? Asta e toată treaba. Mie mi se pare că face, uite, așa face filmul. Filmul la 2 ani, el testează limitele. Deci eu am 2 ani, am înțeles. Da. Nu. Okay. Deci el testează limitele tot timpul. Așa adică îi zici nu. Da. Hai mă să vedem, chiar e nu? Da. Știi, și dacă chiar e nu, nu? Bine, mă, hai că nu, da. Nu. Da. Dar deci am un comportament de copil de 4 ani. Nu. Dar place să enervez, să vă văd, nu neapărat pe voi din bisericuța mea, da, dar pe ceilalți care sunt outsideri pe care nu i-am inclus în bisericuță, să-i văd cum se enervează și se oftică, că ce-am mai făcut bălanca. Mă incită chestia asta și îmi dă așa o satisfacție și mă simt ca un animal de pradă care simte frica în ceilalți și acea frică mă excită. Dar tu nu-i mănânci. Deci, ceva greșit? Nu, e ok. Dar tu ca animal de pradă nu-i mănânci, doar îi le dai așa cu... Da, exact. Nu? Adică le strici cuibul, nu? E ca pisica cu șoareci, așa, care mai... Dar nu-l mănâncă, îl panichează tot timpul. Îl panichez, așa, îmi place să-i panichez. Mai ales pe frați, să-i panichez. Da, deci ce ceva rău acolo. Așa. Și pe Bie și Miche, care și ele sunt... Începem de aici, dacă îmi permiți. Ai fost la o... Ai scăpat de o bătaie tu, adică atunci ieșea cu bătaia, adică... Când ai aruncat în apă și ați câștigat jocul de amuletă, da. Și Bie era să dea. Deci să recapitulăm. Nu s-a spus de la început. Avem voie cu Bie a zis undeva că Irina ne-ar fi zis de la început că nu avem voie să sărim în apă. Nu mi s-a spus de la început că nu avem care voie să sărim început? În așa în apă. Faci, care început? Așa, mi s-a zis după ce am sărit prima Andreea. Oară în apă. Deci regulile se mai fac și pe parcurs. Andreea. Și am auzit că n-am voie să sar în apă după ce am sărit în apă și apoi doar mi-am asumat săritura în apă ca să fim în față. Iartă-mă că te întrerup. E filmare cu tine. Care filmare? În care zice Antoneasca, mă, tu chiar nu știai că nu trebuie să asta, sărim da. În apă? E, nu știam pe dracu. Dar stai! A doua oară, da, nu știam. A doua. Am sărit de mai multe ori! Băi, corect, adică... Corect. Da, așa, că aici vin și eu în întâmpinare, că și eu am în mine acest mic infractor, da? Câteodată... Eu tot timpul. A zis nu săriți în apă. Care apă? Da. Că dacă te uiți atent în filmare, mai era o apă lângă. Apa din perimetrul jocului, apa de... Știi? Nu știi. Și am sărit. Și apoi, oricâtă penalizare ne-ar fi dat, oricum câștigam calea, schimbaseră piesele între ele și nu puteau să stea acolo și 10 ani, 10 zile, că oricum nu-și mai făceau puzzle. Deci nu ne puteam să stăm, că mulți au zis, 2 minute penalizare puțin. Whatever, și dacă ne-ar fi dat jumătate de oră, oricum a fi câștigat. Așa e. Și tu, acum, sincer, tu te prefăceai că nu auzi pe Irina strigând? A doua oară, da. Te prefăceai, era atât de amuzant cum tu stai. Și te urcai în barcă acolo, era... Ce? Nu știu, n-am... După aia, ai luat o vată pe băț de la... De unde ai văzut-o? Da, de la Exponate. Zis, de la Exponate. Andreea săraca încerca să facă acolo, dar mai mult ea era o vată de băț. Am văzut. Da. Am văzut, și atunci trebuia să ajut echipa. Echipa, da? Trebuia să ajut echipa. Așa. Să nu mai stăm 10 ani acolo, oricum eram pe penultimul loc, whatever. Și am început să iau de la domnul. Vată și să-l ajut și pe domnul. Da. Și oricum, palelui le vindeam. Adică banii veneau înapoi la el. Adică aia, uite, aia zic. Aia, vezi? Aia e. Adică aia e. Tot marfa lui. Potato. Exact. Potato, da. Și-am luat câteva așa și pe le-am vândut și am venit cu bănuții, mai mulți bănuți. Domnul fericit, ce mai conta că erau ale noastre sau ale lui? Despre exploatarea oamenilor. Hai să vorbim acum, începem. Dacă putem să vorbim după publicitate, despre exploatarea oamenilor de pe planetă. Așa, cu doamna voi. Andreea Bălar. V-ați urcat în... Am imagini, doamna. V-ați urcat în autobuz cu gheața, da? Gheața era acolo. Da. Ați luat 2 mușterii la autostop, dar voi nu i-ați luat ca să fie că hai că mergi că pe ce de treabă. Pe adică. Ați plănuit cumva să ia pe ăștia, că cine le care mă gheața? Exact. O să mă uit și eu la emisiune, îmi place mult emisiunea. Da? Am înțeles. Și eu la multe baloane, că știi că, vai ce proastă. Când vezi, uite, când vezi pe cineva că sare în apă, de exemplu, să vine și ție să sare în apă, nu? Multe așa și eu l-o stai. E bine să fiu campion olimpic la not atunci.
Zici și eu, stai bă, să-l luăm și noi pe ăla, că uite, fă că se poartă. Și ăsta zice, nu, că regula e regula, așa scrie. Păi nu, dacă așa e regula, altă familie. Poate nu știe să citească. Da, nu mă, ele au și fost, ele au și fost penalizate de multe ori că făceau chestii astea și n-aveam chestii să iau penalizare. Dacă două minute? Nu știu cu cât. Îți zic eu că fost... merită două la... minute. Iar că două minute sunt bune. Și alea două minute sunt bune. A, uite că a plecat și a uitat să zic, dar lasă-mi data viitoare. La aia cu cimitirul, când trebuia să faci zmeul ăla din oameni, așa, știi? Trebuia să cauți 5 bărbați, 5 femei. Da. Și tu mai ții minte, Gordito, mâncața și slărina ta, că noi, pe străzile alea, noi ne vedeam între noi. Da. Străzile erau pustii, dar noi ne vedeam între noi. Și noi la un moment dat le-am văzut pe ele și le vedeam și pe Scârlătescu și așa. Și noi aveam vreo 6 oameni, să zice, știi? Da. Și ele aveau vreo 2 și tot trăgeau nu știu ce. Și noi am zis, băi, să adunăm 10, da, așa scrie, da, că te adunăm 10, adunăm 10. Și greu îi adunai. Și am adunat cu greu. Și când mă uit, aseară, bă, deci m-am uitat la filmare și zic, văd Andrelele, așa, care au venit cu 6 oameni. Și se poate. Le-a dat penalizare de 2 minute, 3 minute de om. Da, lipsă. Și la se poate. Dar noi ne-au luat mult mai mult să găsim, da, încă bani. Logic. 3 ori 4, 12 minute pe străzi. Ce ai, mă, am stat încă jumătate de oră acolo. Înțeleg că sunt împărțite. Hi, așa ele, na, ele așa fac. Dar în același timp când ești acolo, vine să-i dai una. No, și eu respect regulile, este un joc până la urmă, dar respectă-le! I kill you, I kill you! Rules are rules, I kill you! Noi nu, hai că nu, și nu m-am supărat așa tare sau așa, doar că... Te-ai supărat? Acum, prima că suntem acasă, gândește altfel lucruri, că ești relaxat. Mie mi-e ciudă că mie îmi plac jocurile de amuletă foarte tare, hai că le-aș fi jucat pe toc dacă erau, jur. Pentru că acolo nu mai e cu autostopul, nu mai e cu rucsac, nu mai e cu nimic. Mi-e plăcea autostopul, ce vorbești? Doamne ferice. Autostopul mi se pare... Ce? Da, men, da. Nu am suportat. Autostopul, bine, nu să stau în soare 3 ore, am avut și momente de genul, dar... Autostopul în sine era foarte cool, de tot fel de oameni, cunoșteai oameni chiar nice. Îți arătă mulți oameni. Peisaje. Mi-e plăcut și autostopul. Doamne, deci fii atent, îți dau 2 cazări până autostop. Da. Dacă acum, dacă ne întoarcem în timp, știi, îți dau 3 cazări. Acum mergem cu autostopul, fii atent. Până Piața Victoriei fac autostopul. Da, deci cumva acum când le vezi de acasă lucrurile astea... Par mult mai ușoare. Ești acasă, da, ești acasă, nu știu ce. Dacă când vezi că vii cu 6, noi stăm pe 4 oameni, trebuia să stai o grămadă. Și acum, în același timp a fost și Andrei aici și a zis că i-a luat o foarte mare joacă. Adică n-a luat în serios. Adică mega joacă. Dar adică... să știi că asta e foarte sănătos, fără mișto, să iei... Dacă se iei de mine, nu e rază. Da, dar ia pe tot jocul, nu doar jumate. Ia tot jocul în neserie. Trebuie să-l invităm pe amândouă odată, mă. Poți să scoți, iată. Poți să scoți de bulimar. Tu. Iștenem. Tu, iștenem. Ce-ai făcut, te-am văzut. Deci, poți să o scoți pe Diana din competiție, dar nu poți să scoți competiția din Diana. Da? Deci nu. Da. Așa, mai dă un pic, mai dă un pic. Noi doi. Bă, deci, o mică paranteză la toată treaba asta. Mickey cu Bie. În testimoniale sunt cele mai calde și plăcute ființe de pe această planetă. Așa sunt ele, de fapt. Știu, bine, că sunt așa sunt ele. Da, dar când au de un pic de problemă, un pic acțiune. De chestie... Bă, stau, panică. Plicu m***. Și cadrul după aia, hai să-ți dea mama să pare. Mie mi se pare că e o relație foarte sănătoasă să vorbești așa foarte deschis cu maică, așa vorbesc și eu. Cum o să... O sun pe mama și mă jură de copil prost. Ce, Doamne, ai făcut, știi? Stai mai așa! Nu! Ce faci? Ce-ai făcut? Eu doar îmi imaginez să o sun pe bunic mea, că na, cu ea m-a crescut. Să-i, ce faci, mă, terminat-o? Unde ești? Dar bine, nu-i zici tu, da, că ea începe, adică ea deschide conversația, tu doar continui. Nu vorbesc nici eu cum nu-i zic, du-te... Ia mă, să o bag și pe mama la măsă. Deci, eu dacă o sun pe mama acum pe speaker, să zic, ce faci? Și zic, nu știu, Doamne, iartă-mă, îți mahmur și o auzi. Bim, 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 de copil, da. Maică ta? Da. Mie mi se pare foarte sănătos. Și uite ce înger. Mi-a dat Bie mesaj. Mie mi se... Bie, te-a dat mesaj? Acum așa, sunt domnișoară, te mur. Nu, deci mie mi se pare foarte sănătos să vorbești foarte deschis cu maică ta, adică nu. Bă, da. Eu sunt foarte curios că voi ați avut multe certuri, că na, frați. Da, da, da. Dacă nu era camera la vreun moment dat,
vă luați un pic la trântă, faceați un pic de greco-roman, no, așa, unul cu altul? No. Nu, nu, mă, nu, mă, deci noi ne certăm. Rău la moment, ne rău, rău, știu. Da, nu, mă, deci noi ne certăm așa, cred că, dintotdeauna. De, efectiv, dintotdeauna. De când am eu 6 ani și ăsta 14, de atunci ne certăm la fel. Dar noi, dar nu-i certă de aia, noi ne... Nu știu, ne jurăm așa unul pe altul și atât, 3-4 minute. Știi ce e ciudat? Că nici, nu e o chestie universal valabilă la voi. Odată, ba, el e super supărat și nervos și tu ești mai, da, mă, da, fii atent care e faza. Ba, ăsta tu ești ăla care ești, bă, bă, bă. Eu fac, deci eu dacă, asta dacă am văzut că s-a enervat, le elevez și mai tare. Da. Exact. Adică, de ce ne certăm de aia? Expel fac să nebunească. Ai avut o fază faină, rău. Când ai făcut portretul, știi? Da. Aoleu! Tiru era nervos, deci era în față. Aoleu! Făcea, da, și s-a apucat să facă așa. Era o dungă. No, 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 no. No, 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 no. Nu mă interesează. No, no. Nu mă interesează. Așa și el s-a apucat să facă. Păi da, mă, no, no, no. No, n-am, nu, n-am, 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 n-am. Nu vreau să știu. Eu vreau să fac umbre ca să se vadă 3D. Da, da. Nu, nu mă, doar îmi pune de umbre. Adevărul e că a ieșit super mișto portretul ăla. Tu ești foarte fain, da. Care e faza? Nu e artistului, ci e artistului, știi? Dar erai voi nu v-ați apucat să scrieți pe acolo glume la lume, știi, gen să, adică o chestie aia. Nu, dar nu e format. El e oricum, e mai tipicar, adică îi plac detaliile, îi plac chestiile, nu știu ce. Tu, în schimb, adică da, la faza aia s-a făcut, mă, da, știai exact ce o să zică, știai că o să zică de umbre, de așa, da, de da, da. Și așa ai făcut, no, 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 n-am chef acum, nu știu câte ceasul, n-am. La aia cu harta, ce zicea, plan de capă, nu? Plan de capă, la plan de capă, nu, mă, ce mă interesează că e plan de capă? Păi dacă e plan de capă, cum vrei să zici? Da, mă, doar în nu, dar eram pe pod acolo, bă, și eu tot, bă, fiți atenți, era binocul ăla care, dacă mișcai un milimetru de el, nu mai vedeai, te pierdeai în ele. Și ăsta, nu te mai uită de aici că e plan de capăt. Bă, din unul le vezi că e plan de capăt. Mamă, stai că o văd de acolo, dar e plan de capăt. Bă, deci a scos din noi, și cel puțin din mine, a scos emisiunea asta ceva ce eu nu știam că sunt. Spre exemplu, eu nu m-am isterizat niciodată în viața mea. Da, da, da. Eu nu sunt isteric. Da, nu sunt. Nu e. E, acum, în această emisiune, m-am misterizat, frate. Mă uitam la mine și nu vreau să cred că făceam ca o mică... Bă, așa zici și bie. Așa zici și bie. Că eu nu, niciodată, deci eu niciodată în viața ei n-am vorbit asta mai așa. Asta poate să confirme. Eu nu, da, sunt, da, isteric. Da, nu mă enervez. Nu, niciodată. Mă mai enervez, dar sunt gen calm, pașnic. Eu sunt optimist. Mamă, ce a scos asta din mine. Știi most, balaur, direct. E de fapt graba aia constantă care, prin care treci. E presiune. Presiunea aia constantă. Da, mă, dar ne-am și setat să... Da. Alergăm. Adică noi chiar am intrat în curs, am intrat în personaj, nu în personaj. Eram un concurent, pur și simplu. Nu mai, bă, nici eu nu mă enervez. Sau bine, mă mai enervez, dar nu așa, să înjur sau de-astea. Dar e presiunea că ieși, știi? Că dacă nu te grăbești, ieși. Da, eu ce am apreciat la voi și acum în ultimul episod, eu nu înțeleg. Aveți o încredere în voi atât de mare. Bă, fratele meu, deci nu, mi se pare fascinant. Păi n-a avut nimeni niciodată noi și de-aia trebuie să avem. Deci eu traumele copilăriei. Nu, că nici nu e asta, e, dar eu în continuare nu pot, oricât merge lumea, că e bine, că nu știu ce, că e fain, nu știu ce, tot timpul zic. Dar asta mi se pare fascinant. Deci, mă știi, eu sunt total în partea aia la altă, dar total. Deci, să-i zicem sărumura lui mama, că mama și ea e o persoană care a dus destule grele la viața ei și ne-am dat noi seama acum când am devenit adulți că ea n-a avut niciodată încredere în ea, dar nouă ne-a afișat o imagine impenetrabilă. Zici că era un munte de încredere, era cea mai strong femeie și așa. Și noi de acolo am moștenit, știi? Acum, deci ne-a convins că suntem tari și acum avem mindset-ul ăsta, suntem șmecheri. Orice, da, ar fi. Okay. E vorba aia, că dacă tu nu crezi în tine, cine? Dacă tu, știi, nu crezi tu în tine, cine crede? Da, nu ăsta, el e pe invers, mie nu prea îmi pasă. Ăsta e pe invers în sensul că dacă îi spun foarte bine. Nu. Se putea mai bine. Se eu mă stresez adică, și, știi, da, o fi, vedem, nu contează. E bine să fii și niciodată nu-ți mulțumim de ce faci, jur. Niciodată. Bravo, Bobiță, mă. Implementează vorba asta. Că, știi, nu e atât de... Bravo, Bobiță. Bravo, Bobiță. Hai să facem, adică, am făcut bine. Felicit singur, știi, și când zici Bobiță, te pune într-o poziție nașpa, știi, ești Bobiță. Bravo, Bobiță. Vezi că funcționează. Eu așa zic de acolo. Bravo, numele tău, de știi, da. Jean după fiecare piesă. Bravo.
O să fie cea mai bună. Da, mă, tati, te duci cu lacrimă într-un colț acolo, bravo, copii. În același timp ați făcut să pară oamenii din Guatemala mult mai mici decât sunt ei, Doamne, de statură. Doamne, ferește, bă, da, când erați pe lângă ei. M-am văzut în piața aia, era să zic că două faruri așa peste cărți. What the fuck? Păi cred că ați văzut steagul peste corturile ăstora, apoi peste tarabe. Da, noi da, am ajuns extraordinar de repede. Asta nu s-a văzut. Pentru că noi Ferrari. Am nimănit, pe unul îi ziceam Ferrari. Deci omul, nu pot să zic, Dumnezeu șoșa, Dumnezeul voladului, că nu este celălalt cuvânt. Noi am ajuns înfierător de repede. A, da? Foarte repede. Foarte repede. Am văzut că, din ce am înțeles, da, ziua aia, era o de... oră diferență între era o oră, și noi. Adică, nu, bă, am ajuns bine din după oră. Foarte repede. După foarte ei am ajuns repede. Cam la, cred că aproape o oră am ajuns după ei. Și ne-am petrecut timpul predând limba română. Cum vi s-a părut ziua din piață? Oribil. Cea doamna. Mai grea zi oribil. Din toată experiența noastră. Cel toată, mai frumos loc. Așa, așa e și pentru mine. Cel mai frumos loc, cel mai oribil experiență. Nu pot să gândești că e ceva frumos acolo. Efectiv, eram, acum că am văzut, am realizat că toată lumea era în acea stare. Toată eu lumea. Da. Eu cu Joachim ne-am simțit prost pentru că noi acolo am cedat. Și noi. Înțelegi? Am zis, băi, nu mai văd capătul acestei piețe. Nu, să nu uităm că femeia noastră era în afara pieței. Da, era în colț. Deci, era sus, da, da, în colț. Și ne-am întâlnit, noi, echipele noastre au rămas ultimele, care în continuare căutam de bezmetici. Da. Dacă se aduce, ne-am întâlnit la un moment dat în colțul pieței. Eram... Dar stai, noi am ajuns la Irina? Da, da, am văzut, băi, da, 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 da. Nu, nu știam unde e Irina. Da. Noi am ajuns la Irina cu fața de... Și Irina? Da. Și noi? Cac, puc, cac, cu coloarea asta și el spune, bravo, băieți! Da, unde mișăm bordul? Da, da. Și? Eu, nu, hai plicul! Da. Nu, revenind, nu aș mai trece pe acolo. Nu, oribil. Nu, n-aș mai trece. A fost o zi oribilă, una din zilele alea. Da, eu am crezut că aia cu plaja, aia cu plaja, cu vata pe băț, cu căldura, aia cu aerul. A, nu, asta a fost genial. Nu, la noi a fost oribil. Genial. La noi a fost oribil. Da, da, asta cu piața a fost mai nasolă. Mai nasolă, da. Mult mai nasolă. Știi, că aici era și zgomotul ăla. Nu, îți sugea energia. Deci, marea noastră problemă e că după 5 minute nu mai aveam energie. Și am ajuns dimineața, că era foarte frig, după s-a făcut foarte cald. Eu era cu geaca și eu, ce fac cu geaca asta? Și cu șapca și cu ăsta backpack și mai noi am cedat la un moment dat când am căutat-o pe ei, pentru că după aia am aflat că toată lumea a găsit-o doar din greșeală. N-aveai cum să o găsești căutând teatrinul. Nu există. Întreaga experiență a fost despre noroc. Da. Despre asta e, din momentul zero până la final a fost strict despre noroc. Doar că aici, de exemplu, cum sunt în alte misiuni, dacă întreb primăria, știe să zică lumea unde e primăria, dar aici teatrinul nu exista, pur și simplu, în sau Santo Tomas. Sau Santo Tomas, Casa Ritualică. Santo Tomas la hotel. Dar stai, tot respectul pentru Melina și Puia, că a fost singura echipă care a găsit Casa Ritualică. Și nu era ăla. Noi am fost la fake-uri. Și pe noi ne-a trimis. Noi am mers până acolo sus, dar n-am intrat, pentru că înainte să ajungem la casa aia, exact pe pantaia sus, mai țin minte, am găsit un scuterist care a zis, nu e aici, e în partea aia altă. Și iar ne-am dus, nu mai puteam. Dacă te gândești toată că, bă, s-ar putea să fie doar de noroc, te relaxezi. Știi? Aici e o ruletă, hai să vedem. Nu, și ca să ai mindset-ul ăsta, trebuie să fii foarte liniștit cu tine, ceea ce nimeni nu era. Da. Noi ne-am gândit că hai să le facem, le terminăm mai repede și scăpăm. Și când am văzut că nu reușeam, eu și la fel, ne-am simțit prost, că am crezut că suntem singuri nervoși, singuri care... Și când am văzut emisiunea, și noi, toată lumea avea aceeași energie. Noi ne-am enervat atât de tare, nu se vede, pe care nu li s-a făcut rău. Deci m-a speriat eu la un moment dat, eram mașină, bă, sigur, ești ok? Hai să ne dăm jos. Cu rău, pe bune, eram, bă, nu se poate. A fost prima dată când am oprit. Noi până am ajuns acolo, la Irina, sau? Nu, în piață, noi am schimbat vreo 4 mijloace de transport. Era alb sau albastru. Am venit cu un camion fără dușumea, prin care puteam să picăm, după care am venit cu un minibus. Nu am găsit pick-up, nu am găsit mașina, după a fost chicken bus, să convingem pe el, bla bla bla. Deci noi când am ajuns deja eram cu creierul varză. A, da? Când nu am plecat în primii, dar fără mașină am ajuns în ultimii, o sea, undeva la mijloc. Da. Lângă voi și Puia și Melinda și noi. Noi, acum mi-am să aminte, noi am mers cu mașina de acolo până în capăt, n-am găsit chicken bus și înainte să atingem ăla, nu înțeleg ce n-a dat cadrul ăla, ne-am urcat, și când ne-am urcat 3 metri, ne-am urcat într-un bus așa 3 metri. Ne-am zis că trebuie 3 metri, că era misiune să facem. Chicken bus am stat
O oră. Nu, era frică, cred că se merge la... Nu am văzut Chicken Bus răsturnat. Era undeva în dreapta, într-o curte, era Chicken Bus făcut așa. Deci voi n-ați trăit experiența cu ăsta care de pescare ia oamenii de gât. Am văzut doar. Noi eram într-o bena unei mașini în vânt și veneam ăla venind înspre noi cu... Bă, te speria pe cuvântul meu dacă nu. Erai, ăsta ne omoară. N-ați panicat un pic? Nu. Serios? Nu. Deci când deschideau la ușa și mergea pe sus eram și... Eram atât de fascinați de sistemul ăsta de colectare a oamenilor de pe stradă. Știi că la armată cu arcan. Da. Cam așa era. Nu ne-am speriat. Nu știu, mi s-a părut foarte exotică experiența.